Pielia, alcătuire rol. Lecție dedicată elevilor din clasa a șaptea. Din această lecție vei afla de ce pielea cotului sau a vârfului degetului este mai sensibilă la denivelările mesei sau de ce se înroșește pielea când afară este cald, de ce ne bronzăm vara, de ce se formează vezică dacă pielea piciorului este jenată de încălțăminte? Suprafața pielii unui adult este de 1,5-2 metri pătrați cât suprafața unei băi mici. Nici nu te-ai gândit vreodată cât de greu este. În medie, prezintă 10-12% din greutatea corporală, fiind cel mai mare organ al corpului omenesc. Structura și grosimea straturilor pielii variază în funcție de părțile corpului. Pielea coapselor, abdominului, feselor este de obicei mai groasă datorită țesutului adipos din hipoderm. La femei, țesutul adipos este adesea mai gros pe coapse și fese, iar la bărbați, pe abdomen. Pielea este alcătuită din trei straturi, epiderm, derm și hipoderm. Epidermul este alcătuit dintr-un țesut epitelial pluristratificat avascular, adică fără vase de sânge. În aceste straturi ale epidermului se găsesc diferite celule, celule pigmentare care sintetizează melanină, celule care produc keratina și celule tactile cu rol de receptor senzitiv. Persoanele cu pielea mai închisă la culoare au mai multe celule pigmentare în epiderm care produc mai multă melanină decât la persoanele cu pielea mai deschisă. Pe suprafețele expuse la soare, producția de melanină crește deoarece acest pigment ne protejează împotriva efectelor nocive ale radiațiilor ultraviolete. Dermul este al doilea strat a pielii, un țesut conjunctiv dens și flexibil, cu vase de sânge și numeroși receptori. Sunt receptor pentru rece, receptor tactil, receptor pentru cald, durere și presiune. Sângele transportă oxigen și substanțe nutritive către celulele epidermului și dermului. Rețeaua vasculară joacă un rol important în termoreglare. Ne înroșim în căldură deoarece vasele de sânge se dilată și cantitatea de sânge care curge prin piele crește. Astfel, sângele transferă căldura mediului. Derma conține de asemenea majoritatea receptorilor. Imaginea prezintă suprafața câmpului receptor în raport cu densitatea acestora din regiune. Cei mai mulți receptori fiind în zonele unde pielea este lipsită de păr, de exemplu buze sau palme. Tot în derm se găsesc anexe cutanate, cum sunt foliculii pieloși, glandele sebacee și canalele glandelor sudoripare. Glandele sebacee secretă o soluție lipidică denumită sebum, care iese la suprafață de-a lungul firelor de păr. Sebul se înmoaie în piele, astfel pielea devine elastică și impermeabilă. În cazul excesului de sebum, foliculul de păr ajunge să se înfunde, provocând boala inflamatorie denumită acnee. Proiecțiile dermului spre epiderm se numesc papile dermice, care dau amprentele degetelor, acestea fiind unice pentru fiecare individ. Hipodermul nu este o componentă propriu-zisă a pielii, se mai numește țesut subcutanat. Este format din țesut conjunctiv lax, bogat în grăsime, cu rol de depozitare și protector. În hipoderm se află glomerulii glandelor suduripare, precum și anumiți corpuscul sensitivi. Glandele sudoripare produc o soluție apoasă diluată denumită transpirație. Ajungând pe suprafața pielii, apa se evaporă și astfel răcește corpul. Căldura necesară evaporării transpirației este produsă de corp. Vezicile se formează deoarece sub un anumit efect puternic, epidermul și dermul sunt separate. În golul astfel format se colectează lichid.
Dacă și vasele de sânge mici sunt deteriorate, lichidul se amestecă cu sânge și devine vezică sanguină. Pielea vezicilor trebuie dezinfectate, mai apoi lipite cu pansament. Pot fi străpunse doar cu ac steril, altfel bacteriile ajung în rană și produc inflamație. În concluzie, rolurile pielii sunt rol senzitiv, rol de protecție, în termoreglare și rol în excreție. Vă mulțumesc pentru atenție!